În jur de 60 de milioane de euro este bugetul în funcție de care Primăria Municipiului Buzău își va proiecta în acest an cheltuielile și investițiile. Astăzi, Consiliul Local Municipal Buzău s-a întrunit în ședință pentru a aproba documentul. Cum era de așteptat, discuțiile nu au întârziat să apară, iar scânteia scandalului a fost aprinsă de consilierul independent Constantin Ionescu. Alesul local s-a plâns de faptul că a fost pus în poziția de a aproba un buget mai mic față de cel de anul trecut, iar pentru acest lucru a cerut explicații. De vină s-ar face firmele de pază pe care primăria le-a angajat în locul polițiștilor locali pentru paza școlilor. Bugetul de anul 2017 este mai mic cu 2 milioane de euro față de bugetul de anul 2016 realizat. Din explicațiile pe care am avut la doamna Dărcă, șefa financiară din primărie, acestea au rezultat ca urmare a neîncasării contractelor pe care le-a dat poliția locală de obiectivele de pază, bani care se duc către firmele private care au fost angajate la bază obiectivului instituției publice. Răspunsul din partea primarului Constantin Toma nu a întârziat. Edilul i-a transmis alesului local faptul că declarațiile sale nu sunt corecte, dar că bugetul orașului are de suferit din cauza cheltuielilor cu compania de apă la care este angajat. Pe firmele private se plătește mai puțin de jumătate decât să plăteam pe poliția locală. Sunt date foarte cer. Un post de pază, o firmă de pază, ne costă sub 1700 de lei, unde de conturi, a constatat că, de fapt, un post de pază cu un polițist local ne costa anul trecut 3130 de lei. În realitate ne costă 5100 și ceva de lei cu toate costurile, nu mai cu salariul. Dumneavoastră bate scâmpii de fiecare dată cu altceva. Iar plaga care este pusă pe acest buzor de compania de apă, unde sunteți angajat, ceva peste 100 de milioane de pe lună, nu vorbiți acolo. Vorbiți despre treaba asta. Tensiunile între consilierii locali au continuat, dar bugetul a fost aprobat de majoritatea PSD. La sfârșitul ședinței, primarul Constantin Toma a declarat că anul 2017 va fi unul al renașterii, cu proiecte pe diverse paliere. Totuși, cei mai mulți bani vor fi cheltuiți cu salariile funcționarilor. Sunt circa 10 milioane de euro pe investiții. Cei mai mulți bani, bineînțeles, merg pe salarii. Așa cum știți, s-au mai mărit salariile cu 20% începând de la 1 februarie, vom avea investiții în partea economică, în partea de educație, în partea de social și în partea de cultură. Sper anul ăsta să fie primul an al renașterii buzoiene. Nu poți avea renașterea unui oraș fără investiții în el. Așa cum nu s-a întâmplat de foarte, foarte multă vreme aici. 10 milioane de euro vor fi cheltuite cu precădere în domeniul infrastructurii. Edilul a vorbit recent despre 20 de proiecte prioritare în educație, transport, cultură și infrastructură, iar pentru a le duce la bun sfârșit au fost prinse alte câteva milioane de euro necesare unor proiecte tehnice și studii de fezabilitate.